Început de aprilie, cu vreme de iarnă și vânt puternic, ninsori consistente la munte, Lapoviță în Moldova, Transilvania și Banat, iar în sud și în sud-est ploi abundente. Așa a arătat România astăzi. Bună seara și bine v-am regăsit! Începe E vremea ta! În lume, temperatura maximă s-a atins în Senegal plus 42,9 grade, iar minima în Antarctica minus 56,8 grade. Rămâneți alături de noi în următoarele 12 minute. Vă spunem cum se formează cristalele de gheață, ce misiuni spațiale se mai pregătesc și, bineînțeles, vom afla date noi despre evoluția vremii. Atmosferă de iarnă în România. Vântul puternic a doborât mai mulți copaci și stâlpi de electricitate în București. 13 localități din județul Prahova au rămas fără energie electrică după ce au fost deteriorate 28 de puncte de transformare. Din cauza ploii, pe Valea Oltului au fost căderi de pietre, iar în porturile Constanța Nord, Constanța Sud și Midia au fost suspendate manevrele. Ninsoarea și viscolul au îngreunat circulația mașinilor în mai multe județe din centrul și din nordul țării. Iar veștile nu sunt deloc bune. Meteorologii au actualizat astăzi atenționările. Codul portocaliu de ninsori abundente și viscol se prelungește până mâine după amiază și va cuprinde pe lângă zona Carpaților meridional și oriental și cea mai mare parte a Moldovei, unde astăzi la amiază stratul de zăpadă măsura 15 cm. Codul galben anunță vânt puternic în Muntenia, Dobrogea, local în Oltenia și Moldova, iar la munte, în Transilvania și local în Maramureș, vor predomina ninsorile viscolite și se va depune strat de zăpadă. Până vineri avem informare de vreme deosebit de rece pentru această dată, iar în jumătatea de nord vor fi mai ales ninsori. Accident feroviar în Olanda. Cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar circa 30 au fost rănite, între care 19 grav în urma deraierii unui tren cu aproximativ 50 de pasageri. Trenul a lovit un utilaj de construcție aflat pe calea ferată, au indicat serviciile de urgență olandeze. Un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri a declarat că 19 persoane au fost transportate la spital, iar alte persoane rănite au primit îngrijiri la fața locului. Vagonul din fața al trenului de noapte pe ruta Leiden-Haga a deraiat și s-a răsturnat pe un câmp în urma accidentului. Cel de-al doilea vagon al garniturii s-a răsturnat pe o parte, iar vagonul din spate a luat foc, incendiul fiind stins ulterior. Un cutremur cu magnitudinea 6,9 a fost înregistrat ieri în regiunile costiere ale Orientului îndepărtat din Federația Rusă. Ministrul pentru situații de urgență din această țară a anunțat că seismul nu a declanșat un tsunami și că nu au fost raportate deocamdată victime omenești și nici pagube materiale importante. Seismul s-a produs la o distanță de aproximativ 44 de kilometri sud de coasta rusă de la Oceanul Pacific. Înregistrările video publicate de mass media arată fisuri apărute în zidurile unor clădiri, însă nu au fost constatate avarii grave la nivelul structurilor de siguranță ale imobilelor. Fulgii de zăpadă au de obicei o formă hexagonală, dar în anumite condiții aceștia pot arăta precum diamantele, conform unui nou studiu realizat în China și publicat în jurnalul Nature. Cercetătorii chinezi au descris formarea cristalelor de gheață în timp real la rezoluții moleculare, rezolvând misterul legat de înghețarea apei în structuri cristaline cubice, asemănătoare diamantelor. Cristalele cubice de gheață sunt considerate a fi la baza unui tip particular de halou vizibil în jurul Soarelui sau al Lunii, denumit haloului Shiner. Însă chiar existența cristalelor cubice de gheață a fost pusă sub semnul întrebării, pentru că detectarea lor în experimente în stare pură este problematică. În cadrul studiului desfășurat sub coordonarea Institutului de Fizică din cadrul Academiei de Științe din China, s-a făcut apel la imagistică, prin microscopie electronică cu transmisie criogenică in situ și vapor de apă depuși pe suport de grafen, pentru a surprinde formarea cristalelor de gheață direct din vapor. La minus 170 de grade Celsius. Cercetătorii au descoperit că cea mai mare parte a gheții rezultate este reprezentată de cristale cubice de gheață, în fază pură, demonstrând că formarea nucleelor de cristale cubice de gheață este preferențială pe substraturi la temperatură scăzută. Proporția de cristale de gheață cu structură hexagonală crește în timp. Unul dintre factorii determinanți care influențează formarea acestor cristale cubice de gheață este o interfață eterogenă, identificabilă ușor în cursul ninsorilor, în care moleculele de apă se atașează pe suprafața unor mici particule de praf, conform studiului. Imagistica directă în timp real a formării cristalelor cubice de gheață rezultată din acest studiu duce la rezolvarea controversiei privind acest tip de cristale de gheață și a dus la îmbunătățirea înțelegerii științifice cu privire la modul în care gheața se formează în diferite condiții, lucru ce poate avea aplicații variate în știința materialelor, geologie și climatologie, spun autorii cercetării.
Să vedem cum se anunță vremea în următoarele ore. Așadar, la noapte va ninge la munte, vor predomina ninsorile în Moldova, în Banat, în Crișana, în Maramureș și în Transilvania vor fi precipitații mixte, iar în sud și în sud-est vor fi ploi moderate cantitativ. Asta înseamnă că local se mai pot strânge 10-15 litri de precipitații pe metru pătrat. Vântul va continua să prezinte intensificări la munte, în regiunile vestice, iar în Moldova, în Dobrogea și în estul Munteniei, la rafală se mai pot atinge și chiar depăși 75 de kilometri la oră. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și plus 7 grade. Mâine, vremea va fi deosebit de rece pentru această dată. Vor fi precipitații cam peste tot, moderate cantitativ în regiunile sudice și în cele sud-estice. La munte va ninge, în sud și în sud-est precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, iar în rest vor predomina precipitațiile mixte, mai puțin în Moldova, când pe parcursul zilei de mâine va continua să ningă și să se depună strat de zăpadă. Mâine va fi vânt în vest, în sud-vest, din nou la munte, iar pe partea estică și sud-estică, la rafală, se mai pot depăși viteze de 70-75 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 9 grade, ușor mai ridicate în dealurile sudice. În București, la noapte, trecător va ploua, vântul va sufla moderat, iar spre dimineață în termometre vom avea 4-5 grade. Mâine, ploi slabe, vânt moderat și 9 grade va fi maxima zilei de mâine. Presiunea atmosferică are o valoare mică de 749 mm coloană de mercur. Schimbări notabile nu apar nici poi mâine, în continuare ploi slabe, atmosferă mohorâtă și cel mult 10 grade. La munte, mâine, vreme de iarnă, va ninge peste tot, mai abundent în zona Carpaților meridional și în zona Carpaților orientali, unde la peste 1400 de metri altitudine zăpata va fi puternic viscolită. Minus 7 grade vor fi în Ceahlău, minus 4 grade în Semenic. La nivelul întregii țări, ziua de poi mâine aduce în continuare o vreme deosebit de rece pentru prima decadă a lunii aprilie, mai ales în jumătatea de nord a țării. Vor mai fi precipitații, atât sub formă de ploaie, cât și lapoviță și mai ales ninsoare în zona montană. Vântul nu se domolește, iar temperaturile vor fi în scădere, pentru că vom avea maxime cuprinse între minus 1 grad și plus 12 grade. Lansarea primului zbor cu echipaj uman al capsulei Boeing Starliner către Stația Spațială Internațională ar urma să aibă loc în luna iulie, după mai multe amânări. Anunțul a fost făcut de către gigantul aeronautic american și Agenția Spațială NASA. Misiunea CST-100 Starliner nu va avea loc înainte de 21 iulie, au afirmat responsabili din cadrul ambelor entități. Am discutat și am decis că cea mai bună tentativă de lansare nu va avea loc până pe 21 iulie, pentru zborul test cu echipaj uman, a declarat presei Steve Stitch, coordonatorul programului comercial al NASA pentru zboruri spațiale cu echipaj uman. Agenția Spațială Americană intenționează să dispună de un al doilea mijloc de transport către ISS pentru astronauții săi, pe lângă capsula SpaceX, operațională în prezent. Însă Boeing a suferit o serie de eșecuri care i-au întârziat semnificativ programul, printre acestea numărându-se un zbor de test ratat în 2019. Compania a reușit în cele din urmă, în mai 2022, să ajungă pentru prima dată la ISS, fără echipaj uman însă la bord. Boeing a sperat apoi să poată efectua primul său zbor cu echipaj în 2022, însă acesta a fost amânat mai întâi în februarie 2023, apoi în aprilie. Suntem destul de încrezători în acea dată de 21 iulie, a declarat Mark Nappi, coordonatorul programului Starliner la Boeing. Potrivit lui Steve Stitch, este nevoie de mai mult timp pentru certificarea sistemului de parașute conceput pentru aducerea în siguranță a astronauților și a capsulei pe pământ. Un test la sol al parașutelor urmează să fie efectuat în mai. Capsula Starliner va transporta doi astronauți NASA, Barry Wilmer și Sunita Williams, la bordul ISS, unde ar urma să stea cel puțin 8 zile. Lansarea va avea loc cu ajutorul unei rachete Atlas V, fabricată de consorțiul United Launch Alliance, de la baza din Cape Canaveral, Florida. Dacă misiunea va avea succes, capsula Boeing va putea în sfârșit să fie certificată să-și înceapă zborurile operaționale, la o dată care nu a fost încă stabilită. NASA a semnat contracte cu un preț fix atât cu SpaceX, în valoare de 2,6 miliarde de dolari, cât și cu Boeing, în valoare de 4,2 miliarde de dolari, în 2014. Sudul și centrul Europei se confruntă cu o vreme capricioasă. Sunt emise coduri galbene, portocalii și chiar roșii de vânt puternic și ploaie înghețată în Croația și în Serbia.
Așadar, mâine, în cea mai mare parte a peninsulei iberice și în țările vestice, vremea se anunță frumoasă cu cer variabil și cu temperaturi de până la 26 de grade în Lisabona. În extremitatea nord-vestică apar și precipitații sub formă de ploaie. În schimb, în țările sudice și în cele sud-estice, mâine vremea va fi mohorâtă cu precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Ploile pot avea caracter de aversă și pot fi însoțite de tunete și fulgere, iar pe alocuri se pot strânge cantități mai importante de apă. În țările centrale, mâine vreme schimbătoare, precipitații mixte, la fel și în țările de răsărit. În schimb, în țările nordice, vremea se menține plăcută pentru această dată și iată că în Oslo mâine la amiază vor fi 11 grade. În mod tradițional, la rubrica No Comment căutăm să vă arătăm lucruri și întâmplări deosebite. Astăzi vedem imagini de la un concurs de ski freestyle care a avut loc în Franța. Ajuns și la finalul emisiunii de astăzi. Ne revedem mâine seară de la 7 fără 10. Până atunci vă lăsăm cu imaginea zilei. Să aveți o seară liniștită, indiferent de vreme. Pe mâine!